Președintele PSD Gorj, Florin Cârciumaru, a declarat la Sud FM că nu renunțe la mandatul de senator. Mai mult, Cârciumaru a precizat că recomandarea către organizația de partid este să-l susțină pe Aurel Popescu pentru alegerile care vor urma la primărie. Florin Cârciumaru a ales deja ce va face după 11 decembrie. Dacă cetățenii din județul Gorj mă votează ca senator, voi merge ca senator și în această situație normal că, este normal ca la nivel de primărie de Târgu Jiu să se organizeze alegeri pentru funcția de primar. Cârciumaru a vorbit și despre cine va ocupa fotoliul de primar după ce va pleca la Senat. Aurel Popescu este propunerea lui Cârciumaru. Din partea organizației să vină, să vină cu, ca propunere pentru a intra în competiție pentru funcția de primar la Târgu Jiu, actualul viceprimar Aurel Popescu. Că. Îl recomandă în primul și în primul rând experiența în administrație. Îl recomandă activitatea desfășurată în producție, activitatea desfășurată în mediul de afaceri. Deci are multe aturi care îl recomandă pentru a participa la această competiție. Aurel Popescu este la al doilea mandat de viceprimar și președinte al organizației PSD Târgu Jiu.